Autoritățile ieșene au pregătit în amănunt sărbătoarea de 24 ianuarie. Oamenii vor asista la ceremonii impresionante, menite să amintească de Ziua Unirii Principatelor Române din 24 ianuarie 1859. Evenimentele organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor se vor desfășura în Piața Unirii din municipiul Iași. Ele vor începe de la ora 10, iar sosirea invitațiilor este programată pentru ora 11. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a declarat că vor fi prezenți premierul Nicolae Ciucă și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Municipalitatea ieșeană a înaintat o invitație și premierului Natalia Gavrilița de la Chișinău să fie prezentă la Iași la manifestările de Ziua Unirii. Cam fiecare an. Ziua Unirii pentru noi ieșeni are o conotație specială, e locul de unde a pornit procesul de unificare a tuturor provinciilor românești la 1859 și este practic locul în care s-a născut România. Avem, să spunem, multe invitații date către toți demnitarii importanți ai României. Avem deja și primele confirmări. Va ajunge și premierul României, Nicolae Ciucă, împreună cu președintele Camerei și alți înalți demnitari care ne vor onora prin prezența domniilor lor. În stânga Prutului am trimis invitații chiar către doamna premier Gavriliță, profitând și de venirea premierului Nicolae Ciucă la Iași. E clar că depinde foarte mult de agenda domniei sale, dar dacă vine ne va onora și vom mulțumi cu această ocazie. În fiecare an, cu ocazia zilei de 24 ianuarie, în Piața Unirii din Iași se adună mii de oameni. De data aceasta, ieșenii prezenți vor putea vedea în defilare numai puțin de 250 de militari. Astfel, la eveniment va participa Brigada 15 mecanizată, Batalionul 150 în infanterie, Batalionul 198 sprijin logistic, Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Iași, Inspectoratul de jandarmi județean Iași și Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Făltice. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecător.